Pentru a le aduce puțină bucurie în suflet, reprezentanții Crucii Roșii au pregătit un spectacol vesel pentru vârstnici. Acesta se va desfășura în incinta azilului și va începe de la orele 14. În martie vrem să venim în întâmpinarea bătrânilor, așa cum am venit în fiecare an, pentru că deja a devenit o tradiție pentru Crucea Roșie, ca în aceste zile să fim alături de bătrânele care se află acolo și poate unele din ele nu au de unde să primească un mărțișor, pentru că ori nu mai au pe nimeni în viață, ori nu se interesează nimeni de ele. Și atunci noi vom fi acolo cu mișcadouri, mă refer la produse de cosmetică, pentru că la orice vârstă o femeie trebuie să arate. După terminarea spectacolului, voluntarii vor împărți mici daruri bătrânilor.